Primarii au fost atenționați să informeze locuitorii comunelor asupra celor trei mari probleme care pândesc județul. În Ucraina, în acest moment, sunt 120 de focare. Astăzi, la nivelul județului Botoșan și la nivelul întregii țări, ne pasc trei pericole mari, și aici mă refer la peste porcina africană, gripa aviară și rabie. Dacă peste porcina africană produce pierderi economice majore la nivel național, gripa aviară și rabia sunt boli care afectează și omul. În cazul unei suspiciuni de peste porcină africană, proprietarii de porci trebuie să anunțe de urgență medicii veterinari. În plus, trebuie luate o serie de măsuri speciale. Este interzisă introducerea altor animale în exploatație, este interzisă tăierea și consumul cărnii, se impune utilizarea a unor mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii. Porcii mistreți reprezintă o mare problemă. Pe lângă distrugerile la culturile agricole, pot fi purtători de peste porcină. Două porți sunt. Dacă e atât de aproape focarul, granița cu Ucraina, care este deschisă, nu mai există nici gard, nici nimic, nici nu-ți dai seama dacă ai trecut. Deci vă dați seama că, într-adevăr, pericolul ne paște foarte tare și comerțul acesta, micul trafic de frontieră. Dacă în momentul în care direcția sanitară veterinară anunță că e suspiciune de peste porcină africană, cum acționați dumneavoastră? Și anume, aveți tot ceea ce înseamnă material de protecție? Aveți un excavator cu care să putem aduna animalele moarte și să le îngropăm? Primarii nu sunt întocmai pregătiți pentru a interveni în astfel de situații de criză. Un rol important îl joacă medicii veterinari, care trebuie să monitorizeze situațiile din comune și să intervină cu promptitudine. Și riscul de rabie din județul Botoșani, având în vedere că suntem și granița cu Moldova și o vulpe turbată poate face și un 15-20 km pe zi. Deci riscul de apariție rabie la câine și pisică este foarte mare. Este necesară vaccinarea antirabică a câinilor și pisicilor domestice din gospodării. Un alt subiect de maxim interes pus în discuție a fost referitor la gripa aviară. Există deja 9 focare la Bacău. Primarii trebuie să informeze locuitorii comunelor asupra acestor trei probleme prin intermediul medicilor veterinari.